scurtă perioadă de carantină în care au avut timp să se gândească la toate schimbările de look pe care și le doresc, Crina Matei și Gia, solista de la Gypsy Casual, au intrat pe ușa unui salon cu multe, dar foarte multe dorințe. Stilistul le-a ascultat răbdător și a făcut mai mult decât se așteptau. Le-a construit nou look și s-a inspirat din culorile curcubeului pentru a fi pe măsura exuberanței artistelor. Haideți să vedem ce le-a ieșit. Am plecat astăzi pe urmele a două prietene, știam că și-au dat întâlnire unde altundeva decât într-un salon de înfrumusețare. Gia, Crina, bine v-am găsit! Bine te-am găsit, bună ziua! Ce faci, Gia? Foarte bine, după pandemie aveam nevoie să ajung aici la salon, alături de Crina. Avem nevoie după atâta timp să ne reîmprospătăm. Este deja a doua oară la mine, când după toată perioada asta am călcat în salonul prietenului Paul Bălăneanu. Ce îi faci, Gia? Astăzi sunt chiar curioasă. Pot să spun că avea 6 luni jumătate de când nu se vopsise. Mi-a venit cu o rădăcină cam de 15 cm, exact, foarte, foarte mare. Am vopsit-o săptămâna trecută. Acum, după pandemie, a venit un nou brand de colorare, un brand vegan, un brand fără parfum, fără paraben, fără sulfat, fără sulfiți, da? Un brand în care nu mai este folosit oxidantul, ci doar o colorare semi-permanentă. Este roz, te faci roz? Nu știu, hai să-l întrebăm, Paul, ce vrei să-mi faci? Faci roz? Spun imediat, o să explic GA, da? Orice ar fi, am încredere în tine, pentru că sunt 1, 2, 3, 4, 5 culori, da? Da? Deci cu aceste 5 culori creezi 100.000 de culori. Deci albastru cu alb și cu galben ca să te faci blondă. Da. Da. Ia să vedem ce o să iasă. Nu sunt dintotdeauna, sunt din 1998, cu ocazia debutului meu în spectacol Opera de Trei Parale. Regizoarea Beatriz Rancea la acel moment a zis că personajul pe care urma să debutez în teatru trebuia să fie blond. Un tub de culoare normală, adică o vopsea normală, arată în felul acesta. Cu un număr pe ea, 10-1, da? Este format din magenta, 1,2 grame. Pe magenta e ăsta, ce am eu pe unghii. Da, cum să-mi pui magenta? Uite la aici. Și cum să faci, să pui magenta, să obținem... Uite, așa se creează. Tu ești sigur? Stimați telespectatori, în perioada care a trecut au fost într-adevăr niște mici altercații între mine și stilistul Paul Bălăneanu. Am sentimentul pe care vi-l împărtășesc acum în exclusivitate că va urma un moment în care el va încerca să-și ia revanșa. Va încerca să schimbe total culoarea părului meu, așa încât vă rog frumos să fiți empatici cu mine. Spor la treabă, așteptăm să vedem și noi și dumneavoastră rezultatul final. O să fie roz, o să fie albastră, nu știm încă.